E un proiect inedit, așa cum se vede, încercăm să ecologizăm chiar și procesul de colectare a deșeurilor, pentru că utilizăm un tramvai și, după cum bine știți, este cel mai ecologic mijloc de transport public din lume în momentul de față. Tramvaiul este pregătit special pentru a colecta deșeurile electrice și electrocasnice, acolo unde România este destul de deficitar. Colectarea este gratuită, se va face pe capetele de traseu ale tuturor liniilor principale din municipiu, și în weekend, sâmbătă și duminica, pentru a nu încurca circulația rutieră. Și sigur că da, funcție de solicitări, vom multiplica numărul de locații în care putem prelua asemenea deșeuri. Avem în vedere două utilități a acestui tramvai. Partea din față este dedicată educației. Acolo a fost amenajat un vagon unde copiii se pot educa, sigur că da, cu educatorii lor, în domeniul ecologic. Iar în partea din spate este depozitul pentru deșeuri, unde colegii noștri de la Salubris, care îl operează, culeg aceste deșeuri și le vor duce în vederea valorificării lor. Ce presupune investiția? Ca sumă de bani? N-a fost foarte scump, în jur de 70.000 de lei. Bani pe care i-a asigurat compania de salubritate, care va valorifica aceste deșeuri. E un proiect pe care îl facem împreună cu un vechi colaborator al nostru, se numește Ecotic, cu care am făcut și primul depozit municipal de deșeuri în zona Tătăraș-Grădinari. Și sigur că da, credem că utilitatea lui este absolut necesară în condițiile pe care le-am enumerat anterior referitor la modul în care România și-a respectat obligațiile privind recuperarea acestei categorii de deșeuri. Va funcționa, așa cum am spus, operat de către Salubris, respectiv compania de transport public, și în felul acesta folosim și tramvaiele care sunt scoase din uz pentru a le găsi o utilitate în continuare după retragerea lor de la circulație pentru călători. Un proiect la care spuneați că lucrați înainte de pandemie. Da, un proiect care a venit ca și o bună practică din țările occidentale, un proiect care a fost inspirat din Elveția, un proiect care a avut succes și are un succes nemaipomenit acolo, un proiect care și noi credem că va avea succes și aici, un proiect care vine în sprijinul cetățenilor municipiului Iași să se debaraseze de aceste deeuri cât mai ușor, și noi sperăm că prin acest proiect vom reuși să atingem și ținta de colectare separată a deșeurilor și în special a produselor și a celor electrice. Cum va funcționa, practic? Este foarte simplu, el va rămâne cumva la capetele de traseu în zile predefinite, iar în mai multe stații de pe teritoriul municipiului Iași vor fi amplasate centre, vor vizual făcute prin vopsea și eu știu marcate, unde cetățeanul municipiului Iași va putea veni, își va lăsa aragazul, frigiderul sau eu știu electrocasnicul acolo, iar tramvaiul va veni și îl va colecta. Sunt angajați care se vor ocupa de acest lucru? Sunt angajați care se vor ocupa de acest lucru, în afară de Vatmanul, care este angajatul CTP-ului, ceilalți angajați sunt angajații noștri ai Salubris S.A. Aceasta este cea mai ieftină, știu, modalitate de a strânge aceste deșeuri? Este cea mai ecologică modalitate de a strânge aceste deșeuri. Ne-am inspirat din faptul că aceste deșeuri electrice vor ajunge la reciclare tot electric și lucrul acesta ne-a încântat. Cât a costat acest proiect? Acest proiect a costat 40.000 de lei, costuri care noi sperăm să le acoperim în prima jumătate a anului din colectarea acestor deeuri și din vânzarea lor. Pentru că este bine de știut, toate aceste deșeuri electrice sunt o plusvaloare, au o plusvaloare, iar noi colectându-le le vindem mai departe.